Spune, soră, spune, frate, ai în lume vreun necaz? Cine în lumea asta poate să nu știe în veci cum bate al furtunilor talaz? Însă tu ce ai izvorul din înjunghiatul miel, tu ce aștepți să vină norul, să te ia Mântuitorul, ce faci astăzi pentru el? Ucenicul nu-i mai mare ca maestru, frați creștini, dacă el s-a frânt sub soare, tu dorești pe a ta cărare numai roze fără spini? Vrei să ajungi la biruință fără luptă, fără vai? Este oare cu putință, fără nicio suferință, să ajungi din lume în rai? Vrei ca mielul de iertare să ne fie Paște Sfânt, să ne fie sărbătoare fără ierburile amare scrise în vechiul legământ? Vrei noi ca să trăiască prințul veșnicei iubiri, fără însă să stârnească nici o cară omenească, nici a ei împotriviri? Simeon a spus odată că Iisus va fi un semn ce stârni va lumea toată. Dacă El e în tine, iată, lumea nu va sta de lemn. De întâlnești prin drum, pe alocuri, vreun dispreț, vreo vorbă rea, când te iau vecini în focuri și prieteni în barjocuri, asta-i calea, mergi pe ea. Vântul încercării cerne și alege ce-i ceresc. Tu în rugă te proșterne, căci cununile eterne din necazuri se împletesc. Nu purtăm mai grea povară decât noi putem primi, dar în eterna primăvară, cu cât crucea e mai ușoară, mai ușor și tu vei fi. Lasă lumea ca să zică orice vorbă de nimic, ucenic sau ucenică. Cu cât crucea ta e mai mică, sus vei fi și tu mai mic. O, ferice de aceea care știu purta frumos și ocara și ideea că ce iau în mână cheia și toiagul lui Hristos. Amin.